care făceam o paralelă între munca mea și un film românesc pe care îl recomandam eu celor din jurul meu, Filantropica. Și acolo era fraza aceea cu mâna întinsă, care nu spune o poveste, nu primește pomana. Să spui cum a început toată povestea asta. Cu lingurile... A început în primul rând, când eram copil, îmi plăcea să-l văd pe bunicul meu lucrând linguri. Asta fiind o tradiție a familiei, nu cu lingurile, dar cu lemnul, structura în lemn. Și... Mi-aduc aminte când eram copil, l-am văzut lucrând de câteva ori. Adică, mă rog, stăteam și mă uitam așa ca tâmpul la ce făcea el. Și s-a lipit de mine așa meșteșugul ăsta. Asta încât pe la 20 de ani, am început să lucrez ceva mai serios, așa un pic. Am fost invitat la un târg, la Muzeul Salonului Român, făcând o grămadă de obiecte. Făceam obiecte religioase, cămi decorative, căuce, și mai departe. Și au trecut ani, tot participam la târguri și în ultima oară am fost invitat la un târg de la Sighișoara, la care m-am prezentat. Evident am avut și ceva linguri. Târgul s-a terminat, n-am unde cine știe ce. Dar după târg, un grup de spanioli au trecut pe lângă mine, lucram undeva în cetate și mi-au cumpărat toate lingurile pe care le aveam în momentul ăla. Câte adică? Vreo 6-7 linguri aveam, erau linguri de dimensiuni mai mari, 40-45 cm. Acestea de aici sunt de 30 cm. Ca să vă faceți așa o idee. Și am făcut o nebunie. Cu banii respectivi am închiriat o căsuță în Sighișoara, o garsonieră, și m-am mutat în Sighișoara. Am venit în București, am luat un taxi, l-am întrebat cam cât îmi ia până la Sighișoara, l-am umplut cu linguri și gălți și lemne și așa m-am început eu aventura medievală. Am început să fac linguri și... Când asta? Asta în 2005 se întâmpla. Și atunci un prieten, client de-al meu, mi-a spus prima oară spun-mi sau om lingură. Și așa m-am apucat să fac lingură. Pe urmă am început să învăț despre lingură, că dacă tot îmi spuneau prietenii spumeni, era de datoria mea să știu cât mai multe despre obiectul ăsta pe care îl tot scurtam. Și participând la târgul la Muzeul Salonului Român, participând la târgul la Palatul Culturii, la Iași, de exemplu, am început să întreb și eu în stânga și în dreapta meșteri mai bătrâni decât mine despre motivele care apar pe lingurile tradiționale românești. Și acum am o întreagă filozofie, pornind cu lingurile astea pe care le fac. Și îmi spun mie și clienților mei că eu fac linguri cu povești. Pentru că fiecare lingură pe care o fac vine însoțită de povestea și de simbolurile care apar pe ea. Am câteva linguri preferate. Una din lingurile care îmi place cel mai mult se cheamă lingura norocului. Pentru că în tradiția populară se spunea că atunci când o bardă își face căruri pe o casă, se spunea că o protejează de foc, de ape și de hoți. Și am văzut eu că lingura asta se vinde bine. Și mai aveam o lingură pe care o vindeam destul de bine. Se chema lingura îndrăgostiților, reprezentată de două păsări. Îi mai spunea și lingura dragobetelui. Asta pentru că dragobetele era considerat logodnic al păsărilor. Și cam toate lingurile de pe la noi, care au două linguri, două păsări, pe ele sunt lingurile îndrăgostiților. Și mai avem o lingură pe care o gândeam bine, o lingură a înțelepciunii, reprezentată de bufniță. Și așa am ajuns la concluzia că oamenii în general caută în viață niște lucruri foarte simple și esențiale, chiar dacă nu știu, tot le caută. Caută dragoste, caută sănătate, caută noroc, caută putere, de care am căutat să fac toate lingurile pe care țăranul român le făcea în trecut, care să aibă oareși ce legătură cu căutările oamenilor. Așa se face că am început să am vreo 7 sau 8 linguri de bază care nu trebuie să iau mie Sighișoara.
aceasta cu lingura norocului și cu barza, lingura speranței, reprezentată de cocoș, o lingă la puterii, reprezentată de șarpe, șarpele se spune și spiritul protector al casei și are o formă foarte asemănătoare cu steagul dacic, care era format dintr-un cap de lup, un corp de șarpe, iar ei lăsau vântul să intre din partea din partea steagului, iar steagul scotea un șuierat ca de lup, în ideea de a descuraja pe potropitori. Iar acum am, să zic așa, ca o misiune, consider eu, lucrez tot în Sighișoara și principalul meu scop este să se fac pe turiștii care ajung pe meleaguri transilvanene să vadă că avem și alte valori în afară de cele legate de Dracula. De care prefer să lucrez în fața lor o lingură tradițională de lemn cu o poveste tradițională românească. Este important să menționez că nu lucrez niciodată un obiect dacă nu știu exact ce reprezintă și ce simboluri sunt pe el, pentru că dacă aș face ceva fără să știu exact ce fac, aș simți că cel care cumpără respectivul obiect îl cumpără centific, incomplet. Aveți aici site-ul meu de internet, thespumen.ro se cheamă el. Mulțumesc. Și acolo sunt toate detaliile, număr de telefon, mersi, e-mail și mai departe. Baftă, tare.